Te iubesc, îmi place de tine, te vreau, nu pot fără tine. Și după ce ai batjocorit-o o lași, sau invers, poate și ea pe el, deci nu e exclus. Deci noi ne facem rău unii altora prin cuvinte frumoase, adică prin cuvinte ticalos, ticăloase, murdare. De aceea Iisus nu permite discuția decât în limita legii. Prins în lege, el încearcă să-l împingă pe Iisus din nou în terenul de să poată arunca unde vrea cu mingea. Și atunci Iisus îl încurcă de tot în ițele necunoștinței și a răutății. A spus așa, păi da, dar cine e aproapele meu? Păi ce fel de învățător, asta trebuia să-i spună Iisus. Păi ce fel de învățător ești tu dacă tu nu știi cine e aproapele? Cum tu predai legea de atâția ani și nu știi cine e aproapele? Aproapele este oricine, indiferent. Și păgânii fac bine neavând lege din ale firii și ei sunt tot aproapele. Cade un om de altă religie în apă și nu-i întinzi mâna să-l scoți că nu-i în legea ta? Nu. Aplici umanitatea. Aplici atributele divine. Dumnezeu e bunătate, iubire, respect, dragoste. Tu aplici respectul și dragostea, nu religia. De aceea au ieșit războaie religioase și să omoară între ei oamenii pe pământ. Ați văzut islamul contra creștinismului, sectele contra ortodoxiei. Da. Au furat Scriptura lui Iisus Hristos și a celor 12 apostoli și au făcut ei fiecare șefulețul lor și biserica lor, dar au uitat că din cei 12 apostoli niciunul nu s-ar fi prezentat în Evanghelie sau în Scripturi, că este Jehovist, Baptist, Pentecostal, Adventist sau ce mai religii sunt, Scientolog, Protestant, Anglican, etc. și amândoi. Și Iisus îl pune în fața unei lucrări practice și concrete. Băiatule, tu ești un om deștept, dar totuși ai în fața ta izvorul înțelepciunii dumnezești. Eu sunt cuvântul din veci. Am să-ți dau o lecție de morală practică. Te las cu Scriptura că e grea pentru tine, nu înțelegi. Un om, deci nici nu-i dă numele, nici nu-i dă religia, nici nu-i dă identitatea, nici nu-i dă statutul, nici nu-i dă valoarea, nu-i dă imaginea. Un om, dar trebuie să țineți minte că totuși Iisus a folosit cuvântul om cu un scop foarte important. Dacă deschidem Patericul Egiptean, găsim scris pe la Sfinții Părinți ai Pustiei cam așa. Călugăr, te-ai făcut om când te faci. Creștin, te-ai făcut om când te faci. Împărat, te-ai făcut om când te faci. Deci, de fapt, de ce a spus Iisus că un om oarecare? Un om adevărat nu are nevoie de etichetă, el este om oriunde. Oricine l-ar întâlni de orice clasă socială, de orice structură sufletească, de orice statut social, de orice grad de cultură diferit de gândire, el rămâne om. Și oricine prețuiește un om, respectă un om, este atent față de un om. Ce a spus Pilat care îl avea în mână pe Hristos? Eu nu-i găsesc nicio vină. Iisus era iudeu, Pilat era roman. Ce spun colegii de neam și de viță și de sânge al lui Iisus? După legea noastră trebuie să moară. Și Pilat atunci s-a spălat pe mâini și a spus, judecați-l voi, dacă după legea voastră trebuie să moară. Judecați-l voi. Și l-au judecat pe loc, răstihnește-l. Și Iisus l-a dat în mâinile lor, Pilat l-a dat în mâinile lor să-l răstihnească. Dar nu l-a răstihnit Pilat, ci slăbiciunea lui a făcut ca Iisus să fie răstihnit, pentru că n-a vrut să se amestece în socotelile și în treburile evreiești ale poporului Israel din vremea respectivă, a nedreptății și procesului fals al lui Iisus, că și-ar dori să fie împărat și multe altele. Și explică cu un om
cobora de la Ierusalim la Ierihon, a căzut între tâlhari. Ce au făcut tâlharii? L-au prins, i-au luat banii. Dacă vă aduceți aminte, cei care ați mai fost la Ierusalim, când mergem spre Marea Moarte sau spre așezământul românesc de la Ierihon, mergem pe o șosea foarte frumoasă asfaltată din cetatea Ierusalimului, la jumătatea cetății, pe un dâmbac așa, sunt niște ruine, sunt ruinele hanului samarinianului milostiv, unde Hristos l-a dus pe Hristos, că nu era el, un samarinianul l-a dus pe cel rănit la han și l-a lăsat acolo din doi bani gazdei, zicând, când mă întorc, ce mai e cheltuit cu el, îți plătesc, dai grijă de el, nu-l lăsa să moară. Spune că această întâmplare a ucide oameni era o chestiune foarte interesantă în Vechiul Testament. Mai ales că porunca era să iubești pe aproapele. La vremea respectivă, Iisus dă această pildă nu ca fiind de o importanță majoră, ci că era un act rușinos din partea oamenilor să se ucidă unii pe alții. Și era și un act al vremii ca un alt om să ucidă pe alt om. Era o știre a zilei. Cum am zice noi, domnule, în Podul Roșu a trecut o mașină și a spulberat un om pe trecerea de pieton și l-a omorât pe loc. Și o zi, două, știrea forfăie. După aia vine alta la rând. Ei, era știrea momentului. Un om se ducea să-și ducă marfa de la Ierihon la Ierusalim și la jumătatea drumului a fost jefuit, bătut, chinuit și lăsat în stare de leșin. Scriptura spunea bea viu, adică înseamnă că mai avea puls și respirație. Pierduse mult sânge sau poate că era amnezic din cauza loviturilor la cap. Acum ce rămâne interesant? Rămâne interesant că din întâmplare, auzi, Iisus nu vrea să atingă neamul lui și să-l deranjeze, dar le-o servește așa finuț. Din întâmplare, un preot cobora pe cale, l-a văzut și a trecut pe alături. Foarte interesant. Dacă ar fi să tâlcuim aceasta în cuvintele noastre, cred că singura greșeală unde am putea să-i acuzăm pe preoții noștri vreodată, este aceea dacă vreodată ești mai lacom decât trebuie și nu te porți cum trebuie față de un sărac, de un amărât, de un necăjit, de un neputincios. De cineva sărăntoc, a, mă, stau eu de vorbă cu tine, n-ai bani, n-avem ce discuta, sau nu te îngrop, nu te botez, nu-ți citesc, nu-ți intru cu ajunul. Ăsta ar fi un gest de mitocănie în raport cu ceea ce face preotul acesta, văzându-l pe cel rănit și ne dându-i o mână de ajutor. Deci, Scriptura spune că în dar ai dat, în dar ați luat, în dar să dați. Deci trebuie să ai mâna și de luat și de dat, că așa-i creștinește, să sprijin pe aproapele. Deci acesta nu l-a deranjat, nu l-a interesat, a trecut pe alături și cu asta basta. Dar să știți, spre deosebire de noi preoții Noului Testament, care poate câteodată greșim fără să ne dăm seama în mod intenționat, sau poate chiar o facem intenționat și selectiv, ăsta din Vechiul Testament avea o scuză. Știți care era scuza lui? Scria în Sfânta Scriptură. Cel ce atinge om mort este necurat toată ziua. Și el, ducându-se să slujească la templu, nu putea să atingă de el, că nu mai putea face slujba. Și dacă era cumva și de rând, deci rămânea nejerfite jerfele. Și atunci el are o scuză conform legii. Deși spune în Scriptură că te speli cu apă și ești necurat până seara. Și putea alt coleg să substituie servitutea la templu a ceea ce făcea el, slujirea. De asemenea, un levit, adică un diacon, a trecut și el pe acolo și a văzut și a trecut pe alăturea. Ce vrea Iisus să scoată în evidență? Dacă ar fi să o tâlcuim raportat la zilele noastre. Eu postesc miercurea și vinerea fără un de lemn. Eu fac zilnic Sfânta Liturghie. Eu citesc o psaltire pe zi. Eu bat 1000 de mătănii. Dar n-am milă. N-am sentiment. Și ce dacă a căzut vermele ăla acolo? E treaba. Ce mă privește pe mine? Cu ce mă afectează pe mine? Sunt prea superior, sunt prea sporit, sunt prea interesant, sunt prea cineva ca să mă cobor la nivelul lui și să-l ridic. Deci, așa se raportează.
Că noi sporim în rugăciune, dar înmulțim dragi. Sporim în postire, dar înmulțim dragi. Sporim în lucrare duhovnicească, dar înmulțim dragi. Adică ce? În loc să ne devenim mai buni, mai omenoși, mai evlavioși, mai săritori. Ce spune Isaac Siruș cu Ioan Scăraru în trei vorbe? Folosul aproape lui e roada ta. Dacă fratele tău are nevoie de tine și s-a bătut ușa chilie și tu îi spui stai, așteaptă că eu mă rog, de moarte ai greșit. Te duci și îl hrănești pe fratele și te duci și îl odihnești pe el și ai făcut înaintea Dumnezeu o faptă bună. Erau trei călugări bătrâni în pustie, ca să vă fac combinația, să înțelegeți mai ușor ce am vrut să spun, să noi interpretăm, fac și eu, în afara cuvântului, ci să fie statornicit în cuvânt. Trei bătrâni. Și un călugăr, cam ușuratic el de lucrarea duhovnicească, cam nepăsător, îi grijea cu mare dragoste. Doi dintre ei au murit mai devreme, s-au dus la cer, bineînțeles, cu o viață îmbunătățită, dar cel de-al treilea a avut legământ cu ei și a spus așa, dacă ajungeți la Dumnezeu și luați îndrăzneală, rugați-vă și pentru băiatul ăsta care ne-a ajutat pe noi și a avut grijă de noi, să mântuiască și el. Și dacă puneți trecerea la Dumnezeu, chemați-mă și pe mine să scap și eu de osteneala asta, că nu-mi place aici, în patul de suferință, pe rogojină, aici, în bordeiul pustiei. Într-o zi, terminându-se merindea, călugărul a luat coșul rogojin, că bătrânul, deși era bolnav, din mâini lucra. Și a plecat în cetate să le vândă. Pe drum a văzut o fătucă de asta frumușică și a căzut. Și a vândut rogojinele și a luat pe smeții și a luat oțetul și a luat sarea și a luat-o înapoi la pustie. L-a luat mustrarea de cuget, că așa face dracu, înainte de a păcătui îți dă coarne și după ce păcătuiești îți dă rușine. Și ajungând el prin mijlocul pustiei, vede un șarpe imens. Și zice, acu-i momentul să mă mântuiesc. S-a dezbrăcat de haine și s-a pus în fața șarpului și a zis așa, Doamne, pune-l să mă mănânce, măcar să mor ca un martir, că îmi pare rău că am fost nesimțit și am greșit înaintea ta. Moșnegii din cer se rugau, Doamne, dă să-l mănânce șarpele să vină mai repede la noi și să scape. Doamne, dă să-l mănânce șarpele să vină mai repede la noi și să scape de patin și de neputințe. Călugărul de pe rogojină, văzând că întârzi, Doamne, ferește-l de rău să aibă cine mă îngriji. Dumnezeu a ascultat rugăciunea celui neputincios. Șarpele l-a mirosit, s-a întors și a plecat. Călugărul de acolo zice, ce nemernic ticălos sunt. Nici măcar să mă mănânci un șarpe nu sunt vrednic. Da, păi să mă uite Dumnezeu la mine. Și moșnegele întreabă pe Dumnezeu, de ce nu l-ai luat? De ce n-ai lăsat să-l mănânce șarpele? Vouă vii bine în rai, dar bătrânul suferă pe rogojină. Cine vreți să-l îngrijească? Unde este iubirea de oameni? Unde este dragostea de aproapele? Adică sfinții și în cer au dragoste de cei de pe pământ, chiar și când greșesc. Deci Dumnezeu este măsura măsurilor și bunătatea bunătăților și dragostea dragostilor și izvorul toată omenia. Pentru că El știe să le cântărească nu cum le vedem noi, ci cum le vede El. Ăsta numai cât s-a smerit și Dumnezeu i-a șters păcatul. Ca greșii omenește, asta în păcat îi drăcește. Vedeți? Ei, diaconul sau levitul a trecut și el pe alături și nu i-a păsat. La fel, avea aceeași îndreptățire ca și cel de dinainte. Nu poți să atingi mortul, că ești necurat și nu poți lucra la templu, nu putea să-și facă treaba. Și iată ce descoperă Iisus, că un samarinean, și să nu credeți, poate vă plictisiți, dar mai este un pic, să nu credeți că întâmplătorii Iisus dă numele samarineanului. Samarinenii nu se împăcau cu evreii.
samarinenii, când Asud împăratul a venit și a cucerit asiro-babilonian, un împărat Asud a venit și a cucerit în partea iudeilor, le-a fermat altarele, le-a distrus locurile de închinare, i-a luat robi și deodată toți s-au îmbolnăvit și au început să facă niște bube urâte. Și atunci împăratul a zis, băi, nu ne mai legăm de Dumnezeul lui Israel, că ăsta e rău, ne poate pierde, lasă-i să-și facă altar. Și încet, încet, evreii și-au făcut altare acolo în, sub ocupația samariniană și s-a format un fel de religie iudeo-samariniană care a fost numită mai târziu Pentateuhul Samarinian.